Homer, Shakespeare, Cervantes. Trei mari povestitori, cei mai mari povestitori ai lumii. Shakespeare este preferatul meu. Ce să fac? Doar sunt absolventă de teatru. N-am cum să nu iubesc pe Shakespeare. Și îmi place, așa cum vă place și dumneavoastră, ceea ce spunea în Cum vă place. Lumea întreagă e o scenă și toți oamenii sunt actori. Această gândire formidabilă a lui Shakespeare a fost tradusă de-a lungul timpului și fiecare a încercat să găsească o explicație. Cea mai tare explicație sau ceea ce au înțeles oamenii a fost așa, că lumea asta e un teatru și că tu, eu, noi trebuie să jucăm un rol. Și da, și nu. De fapt, este vorba că fiecare dintre noi avem o poveste de spus și povestea mea intră în interacțiune cu povestea ta. Și dintre cele două povești se naște conflictul. Și dacă am conflictul, am acțiunea. Și dacă am acțiunea, am drama, am spectacolul, am show-ul. Bună seara! Suntem la o nouă ediție Business Woman. Este o zi senzațională. Este foarte cald și ador această căldură. Și m-a inspirat. Și m-am gândit ca ediția din această seară să fie dedicată poveștilor. Adică vorbim despre storytelling sau povestea care face toți bani. Invitata mea este specialistă în a spune povești și în a învăța pe oameni să-și spună povestea. Bună seara, Adriana! Bună seara! Adriana Nica. Adriana Nica. Adriana Nica. Ai un nume foarte frumos. Mulțumesc! Adriana Nica, mă bucur că în această seară ai ales Canal 33 și că ești la Business Woman și că ești gata să ne povestești despre storytelling. Mulțumesc pentru invitație, mă simt onorată. Adriana, vreau așa, vreau să-mi spui întâi de toate, din experiența ta personală, ce e povestea? Povestea este un amestec între ceea ce ne dorim noi și începem să ne imaginăm și acțiunile pe care le facem pentru a prinde viață povestea. De aici o să pornim discuția despre storytelling. Înainte de toate însă, vreau să le spun celor care ne privesc acum că tu ești formator autorizat, evaluator de competențe profesionale și ai o experiență de peste 19 ani în vânzări și servicii de consultanță, de marketing. Și ceea ce mi se pare foarte important este faptul că ai administrat portofolii de clienți corporate cu cifre de afaceri cuprinse între 1 și 14 milioane de euro. E wow! Este. Felicitări! De-a lungul carierei tale, ceea ce pe mine m-a frapat ca jurnalist a fost așa că ai vândut servicii în valoare totală de peste 1 milion de euro și ai gestionat un număr de peste 1000 de clienți. În ultimii 4 ani ți-ai construit o experiență în a livra cursuri și workshop-uri în sesiuni speciale de networking, instruire în formarea profesională pentru adulți. Realizezi cursuri în vânzări, negociere, comunicare, telesales și toate acestea le organizezi în cadrul firmei Jinfo Training. Așa este. Adriana, de ce ne speriem atunci când cineva ne spune și care ne întreabă și care e povestea ta? Pentru că avem senzația că ne prinde nepregătiți. În primul rând, pentru că avem senzația că vrea să intre în planul nostru personal. Și noi nu dăm voie să intre un, să zicem, neavenit în planul nostru personal, decât atunci când vrem noi să-i permitem. E cumva intuitiv un pas înapoi, dar este intuitiv. Deci este înainte de a conștientiza, noi deja am făcut pasul înapoi.
Se poate spune că storytelling-ul e multă psihologie. Este. Și este și multă narațiune și un pic de arta interpretării? Corect. Deci, deși pentru multă lume povestea, pentru că suntem obișnuiți cu poveștile, basmele copilăriei, pare așa doar o imaginație și ține doar de creație, în spate are și partea de rațiune, să spunem așa, de echilibru, pentru că trebuie să știi să-ți extragi elementele pentru a construi povestea, altfel povestea ar fi haotică, și trebuie să știi cum să o transmiți, și aceasta este arta, și arta se învață, nu neapărat ne naștem, o dobândim prin experiență, prin exercițiu. Unii au acest spirit histrionic, da, sunt mai ludici, și atunci reușesc mult mai ușor să intre. Dar nu este, haide să nu restricționăm doar pentru cei care nativ au înclinație pentru a povesti sau a crea povești, totul se învață. Aduci partea de storytelling în zona de vânzări și marketing, adică în zona de comunicare, să spunem, cu predilecție. Este deja, doar că cred că noi nu am conștientizat-o. Exact asta vreau să spun și eu. Ea este de foarte mult timp, doar că noi, de fapt, comunicarea pe asta se bazează. Îți spun o poveste, îți vând o poveste, da? Pe care tu trebuie să o cumperi. Ei, depinde de mine cum spun această poveste ca tu să o cumperi. Îi spunem storytelling pentru că de fapt vrem să încălzim această comunicare dintre noi. Este și cum vorbeam și mai devreme, până să intrăm în emisiune, că asta este, nu-i așa? Trebuie să comunicăm, să ne încălzim puțin înainte de a intra în emisiune. De fapt, Adriana, și Facebook-ul, social media în general, internetul, sunt niște mijloace extraordinare în acest moment și ajută foarte mult comunicarea. Dar ele rămân reci, pentru că oamenii nu stau față în față. Așa este. Și avem nevoie, avem mare nevoie de comunicarea personală, de la persoană la persoană, directă. Iar comunicarea directă se face prin două canale. Prin telefon, pentru că auzim vocea, și când avem persoana față-față. Spune-mi cum este, vreau să vorbim de storytelling în zona de marketing și de vânzări. Cum este în zona aceasta de telesales? Cum este să vinzi prin telefon? În primul rând este diferit de întâlnirea față-față. Dacă ar fi să facem o comparație, da, este mai grea. De ce? Pentru că față-față ai persoana, ai clientul în fața ta, îl vezi cum reacționează, clientul este oarecum mai indulgent la, să zicem, micile sau mai marile gafe ale celui care vinde, pe când prin telefon un singur sunet, o inflexiune și vânzarea s-a încheiat. Îți închide telefonul și nici nu-ți mai răspunde. Nici a doua, nici a treia, nici. E o experiență interesantă pentru că te învață cum să comunici de la distanță, cum să comunici în necunoscut, cum să comunici practic fără să-l vezi în față. Și îți dezvoltă simțurile. Îți dezvoltă să fii atent la inflexiunile vocii, la zgomotul de fond, cum l-ai prins, dacă este nervos. Nu e un moment potrivit. Revii altă dată, pentru că altfel răspunsul lui va fi negativ. Cu cât forțezi mai mult, cu cât insiști să-ți faci jobul în acel moment, tu poți de fapt poți să pierzi. Exact. De cele mai multe ori pierzi într-un moment nepotrivit. Dar se poate întâmpla ca acel client să te rețină el. De ce te reține? Pentru că are nevoie să comunice, pentru că în acel moment este nervos și simte că explodează. Tu l-ai sunat și poți să-l ajuți pe el. Și atunci va sta de vorbă cu tine, dar nu încep vânzarea. Lasă-l pe el
să vină spre tine, să se deschidă ușor, ușor. I-ai creat și o zonă de confort. Exact. Nu l-ai presat. Exact. Și faptul că i-ai desat această libertate de a decide el să te sune sau nu, contează foarte mult. Da. Cred. Adică stau și, sau cum spun americanii, pune-te în papucii omului respectiv. Când tu ești nervos și te sună cineva, știți, avem și noi, dorim să vă oferte. Și tu dai pe din afară, era exact ceea ce trebuia. Exact, exact. Și cei mai mulți agenți de vânzări prin telefon nu au această abilitate de a se ziza că au nimerit într-un moment nepotrivit, pentru că focusul lor nu este pe client, ci este pe ce vor ei să îi dea clientului. Asta e diferența. Și din start au pierdut șansa unui dialog și foarte posibil și o vânzare. Așadar, vânzarea sau vânzările putem spune că reprezintă o artă. Nu oricine o poate practica. Așa este. Adică, sigur, foarte mulți pot face lucrul ăsta, dar prea puțini au niște rezultate foarte bune. Pentru că aici timp îndelungat. Pentru că aici cred că dincolo de povestea, dincolo de câtă teorie știi, dincolo de câte cărți ai citit, de cât spun alți specialiști în vânzări, aici cred că trebuie să ai tu niște aturi personale. Să lucrezi puțin la psihologia celui cu care stai de vorbă, să intuiești imediat după cum ți-a răspuns la telefon dacă e ok sau nu e ok. Și cred că mai un lucru, mă refer la partea de vânzări prin telefon, da? Cred că trebuie să-ți lucrezi vocea. Vocea, starea de spirit, da. Poate nici tu n-ai ceea zi ce foarte transmiți, bună. Poate ceea ce transmiți, totul, totul. Deci ai mi-a adus mingea la fileu exact la ce mă gândeam să transmit și mă bucur că m-ai trimis în amintiri. Mi se întâmpla dacă, să zicem, aveam o discuție nepotrivită sau se întâmpla ceva și eram nervoasă. Dacă începeam să contactez clienții într-o stare de nervozitate, numai nu urprimeam. Dar nu unul, erau 20-30 și o zi, două, la un moment dat încep să spui niște întrebări, încep să te observi, pentru că toate anurile astea nu-ți pică bine și zici, ok, ce se întâmplă de fapt? Stai că eu transmit, ok, el s-ar putea să fie nervos, dar rostul meu este ca să-i captez atenția, să-i transmit exact opusul. Să-i transmit bucurie, armonie, empatie. Da? Și atunci mi-am dat seama că, practic, apăsam piciorul pe accelerație la 300 de km pe oră. Pentru că trebuia, de fapt, să te oprești. Exact. Trebuia să parchezi. Exact, exact, exact. Ce faci într-o astfel de situație? Îți iei o pauză. Îți iei o pauză și faci ceva care te deconectează. Un banc, un filmuleț, 50 minute, nu mai mult, dar ceva, o poezie, ce te deconectează cu tine? Te scoate din starea aceea. Te scoate din... Dar te duce în starea pe care tu trebuie să o ai ca să poți să vinzi. Exact, exact. Așadar, povestea asta cu vânzările e cu dichis și cu chichițe, cum s-ar spune. Foarte multă chichiță. Nu oricine poate practica. Sau foarte mulți pot practica, dar nu oricine are și succes. Este corect ce ai spus. Avem nevoie să învățăm. Avem nevoie de pregătire. O vânzare bună începe cu pregătirea. Pregătirea pentru a cunoaște foarte bine avantajele, beneficiile, calitățile produsului sau serviciului. Pregătirea mai înseamnă a-ți cunoaște concurența. Noi, de regulă, suntem învățați să ne temem. Noi, ca societate. Da, da, da. 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 Frica. Frica, cum ești văzut, frica să nu îl fii supărat pe șef, pe părinți, pe vecinul, da, și așa mai departe. Da. Și atunci încercăm să fim cât mai în standarde
Nu ieșim de sub clopotul de sticlă, practic ne oprim și ne autobaricatăm într-un clopot de sticlă, din care ne teamă să ieșim pentru a nu-i supăra pe cei din jurul nostru. Și prin asta uităm de noi, de fapt. Sau, de fapt, nu avem exercițiul, nu practicăm mentalitatea de învingător. Da, pentru că teama nu este, nu te face să te gândești la poziția de învingător. Teama îți spune automat, tu nu ești bun. Da. Tu nu ești suficient de bun, tu nu meriți, n-are sens să încerci. Produsul meu nu e ceea ce trebuie, uite, ceilalți au niște produse mult mai bune. Nu, produsul tău este cel mai bun. Am învățat, unul din tool-urile care m-a ajutat extraordinar de mult, chiar la început de carieră, a fost să învăț să înfrunt concurența, teama de concurență. Da, așa este. Ok, concurența este bună. De ce? Pentru că nicio companie nu este, niciun om nu este perfect, niciun produs nu este perfect, nicio companie nu este perfect. Da? Există produse care se pliază pentru anumiți clienți, produse servicii, există produse servicii care se pliază pe alți clienți. Și atunci, haideți să gândim ca un parteneriat concurența, da? Ce nu este potrivit pentru mine sau ce nu ajunge la mine, va fi preluat de altcineva. Pe de o parte, pe de altă parte. Și pornind de la ideea asta, haideți să vedem ce oferă concurența versus ce oferim noi. Ca să știm cum ne poziționăm, ca să știm cum depășim obiecțiile. Corect. În momentul în care ești foarte bine pregătit și în ceea ce privește produsele tale, produsele, serviciile, și în ceea ce privește concurența, deja devii degajat în procesul de vânzare, ești sigur pe tine și ce transmiți? Încredere. Și storytelling-ul te ajută sau te învață să-ți vinzi de ce-ul. Corect. Te ajută și te învață. Dar de ce storytelling sau de unde storytelling? Storytelling-ul ce are la bază? Comunicarea. Noi ca ființe umane, cea mai mare necesitate a noastră, pe lângă hrana cea de toate zilele, mâncare și apă, este nevoia de comunicare, care merge până la începuturile societății. Da? La început a fost nevoia de comunicare pentru supraviețuire, pentru socializare, da? Pentru a transmite informații, pentru a face schimb, chiar și trocul, da? Sigur. Implica comunicare. Da. Chiar și în cazul războaielor. Da, da, sigur. Da, era comunicare. Cum aplicăm strategia de luptă pentru a învinge adversarul. După etapa de război, la un moment dat te plictisezi de război și ajungi la, ai nevoie de diplomație. Diplomația este o formă de clasă, să spunem, a comunicării, ce este ceva elevat. Multe subtilități. Așa. Cuvintele au capătat atât de multe sensuri în funcție de context și de... Exact. Pe urmă, avem nevoie să ne întâlnim cu prietenii. De ce? Pentru a le spune prin ce experiență extraordinară am trecut astăzi sau cât de tare ne-a enervat Xulescu. Da. Da? Deci totul în jurul nostru este comunicare. Și cum aplicăm storytelling-ul în vânzări, în marketing? Sau, altfel spus, pentru că este o întrebare clasică și nu îmi plac întrebările clasice, dar vreau să creez la rândul meu contextul ca să dezvoltăm discuția. Cum reacționează oamenii? Pentru că tu faci niște cursuri, da? Tu le oferi, îi înveți pe cei care practică aceste profesii să dezvolte această comunicare prin storytelling. Ei, cum reacționează oamenii când îi scoți dintr-un șablon, dintr-un format și le spui că trebuie să iasă din rând și să fie altfel și că își pot vinde foarte bine produsul altfel decât sunt obișnuiți? Este o adevărată provocare, dar mie îmi plac provocările pentru că de felul meu sunt și foarte inventivă. Pentru, eu am o vorbă, mă plictisesc repede. Și pentru a nu mă plictisi eu cu mine, îmi place să experimentez permanent ceva nou. Și atunci, evident, îmi plac și provocările. Sunt persoane care sunt mai deschise către
storytelling și către a ieși din zona de confort. Și această persoană de regulă lucrează mai mult cu intuiția, să zicem, chiar dacă sunt conștientă sau mai puțin conștientă de acest aspect. Și sunt persoane care sunt restrictive, mergând până la eu de aici nu ies. Înțelegi? Eu, de fapt, am venit pentru altceva, nu ce vrei tu să-mi dai. Fără să realizeze că, de fapt, exact ce vreau eu să-i dau, pentru aia a venit. De fapt, acești oameni se sperie pentru că ei sunt învățați cu acel tip de vânzare impersonală. Da. Și dintr-o dată ei trebuie să iasă din acel speech pe care și-l pregătesc, probabil, cu prezentări, cu... Da? Da. Știi foarte bine cum e toată povestea. Și dintr-o dată el trebuie să fie altceva. Trebuie să joace un rol. Exact. Că e pe o scenă. Cei cărora trebuie să le vândă sunt spectatorii. Exact. Și... Dar e foarte complicat, Adriana, dacă stai să te gândești. Pentru cei mai mulți, lucrul ăsta este foarte complicat. Știi, am făcut odată... A rămas ca un experiment pentru mine. Pe vremea când eram studentă, sigur că practica o făceam în teatre, da? Asta era foarte clar. Și... teatru însemnând în tot, de la mers probele de costume, scenografie, repetiții, tot. Și un foarte bun prieten, care era student la construcții, mi-a spus, te rog din suflet, du-mă și pe mine odată pe scenă. Vreau să văd și eu cum este scena. Și l-am dus pe scenă, într-o pauză, erau doar reflectoarele deschise pe scenă, sala era în întuneric. Nu era nimeni. Și l-am dus pe scenă. S-a speriat cumplit. Cumplit. Și știi de ce? Pentru că mi-a spus, vai, dar de aici se vede ca un hău. Ei, acel actor trebuie să facă față acelui hău. Exact. Deci asta este de fapt, e ca și cum ai păși, știi, dincolo și nu știi ce este. Cred că asta îi sperie cel mai mult pe oameni. Faptul că se expun la ceva necunoscut. Exact. Și nu ne este frică de necunoscut, tocmai pentru că în spate sunt acele temeri pe care le deprindem de mici, dar nu supăra, dar nu deranja, dar nu greși. Exact. Dar nu spune ceva nepotrivit. Exact. Trebuie să-mi cântăresc foarte bine cuvintele, da. Să nu se înțeleagă altceva. Da. Bun. Ce se ascunde în spate? Teama. Neîncrederea de sine. Da? În momentul în care tu ai încredere în tine, ok, a greșit omenește. Dar în momentul în care ai încredere în tine, îți asumi și partea de greșeală. Pentru că devii conștient că nu există un om care să nu facă greșeli și fără greșeli, știi ceva? Nu învățăm, nu mergem înainte. Sigur, eu am mai vorbit de foarte multe ori în emisiune despre teama de eșec și faptul că noi românii nu avem o cultură a eșecului, noi nu suntem pregătiți pentru eșec, de-aia și eșuăm atât de repede. Adică, da, știi de pentru ce? Că noi nu învățăm că eșecul este un accelerator, un agregator, să spunem, de succes. Eșecul te duce spre succes și te forțează. Exact. Te scoate din zona de confort și îți arată, uite unde ai greșit, du-te acolo, sigur, dacă ești conștient și vrei să înveți aceste lecții. Și acum, ca să nu filozofăm foarte mult, oamenii, aș vrea să se înțeleagă clar că acest storytelling nu înseamnă că te duci și îți spui povestea ta personală. Sunt Antoaneta și m-am născut într-un oraș minunat care se numește Pitești și are o pădure senzațională. De fapt, cum e cu povestea pe care ți-o construiești ca să vândă? Am o vorbă. Totul începe cu o poveste. Hai, dăm un exemplu. Hai să contextualizăm. Dăm un exemplu. Deci, înainte de vânzarea are câțiva pași, să zicem, clasici, pe care chiar este bine să-i urmăm. În linii mari, îi modulăm pe felul și forma noastră și caracterul nostru. Așa cum ne vine nouă la îndemână. Pentru că dacă suntem crispați, se simte și o să transmitem
această stare de încordare, clientul va simți și sunt două variante. Fie o să facă push pe preț sau pe niște facilități pe care să le obțină în cadrul vânzării, fie o să zic că nu-mi transmită suficientă încredere, nu e sigur, pe nu-mi transmită suficientă încredere, înseamnă că produsul, serviciul nu e bun. Acum, ieșim un pic din asta. Clientul nu este un fiind psiholog, dar este subconștientul care îi spune clientului. Exact. Pentru că și clientul e un om normal, ca tine, ca mine. Cele mai multe reacții le avem la nivel de inconștient-subconștient. Subconștientul îi transmite, de fapt, toate aceste și, evident, exact, o practică, dacă este vorba, un exercițiu, dacă este vorba de un om care are ceva mai multă experiență vis-a-vis de vânzător, da? Care poate nu are atât de multă experiență. Ok. Povestea pe care ți-o construiești, este foarte clar că pleci cu ea învățată de acasă. Cum e povestea asta? Păi, este puțin impropriu să intrăm direct în zona de vânzare cu o persoană pe care o avem în fața ochilor noștri pentru prima oară. Este ca și cum l-am tratat impersonal și va simți. Și intuitiv va face un pas înapoi. Și atunci este nevoie ca înainte de întâlnire, a spune cadrul întâlnirii, înainte de a intra strict în zona de vânzare, în care, uite, ok, îți prezint produsele, serviciile mele, caracteristici, depășirea obiecțiilor și așa mai departe, să-i schimbi starea, să-l introduci într-o atmosferă. Uh-huh. Și aceasta o face storytelling-ul. Și atunci, cum îl introduci în atmosferă? Pentru că această atmosferă trebuie să fie cumva corelată cu produsul sau serviciul pe care tu vrei să-i livinzi. Sau clasica discuție despre, vai cât de cald este astăzi afară, ați văzut, da, boring, asfaltul. Corect. Da. Haideți să încercăm să ne punem în pielea clientului. Eu sunt clientul și mă întâlnesc cu un agent de vânzări care îmi spune un clișeu. Nu-mi place, nu-mi combine. Vrea. Deci, da. Și facem din nou switch-ul, da? Deci atunci când vrem să excelăm în ceva, pentru a putea înțelege ce am spus greșit sau unde putem corecta, întotdeauna reacția din exterior a clientului o mutăm în interiorul nostru și ne observăm cum ne comportăm noi în starea pe care noi am creat-o. Adică ne punem în papucii lui? Exact, exact, exact. Storytelling-ul. Storytelling-ul nu este o poveste. Evident, îți vine un client, nu încep să-i spui vasmul cenușăresei. Corect, a fost, da, odată ca niciodată un produs. Așa. Dar încercăm dinainte, exact, să venim cu lecția învățată de acasă, încercăm să creăm o poveste a produsului sau serviciului nostru pe care să o personalizăm în funcție și de noi, eu, omul care fac vânzarea, și de client. Deci, mare atenție, storytelling-ul nu este un stereotip pe care l-am creat odată și da, acest mesaj, să zicem, care rămâne, îl putem folosi în forma scrisă sau în publicitate. Dar în contactul direct improvizăm. El trebuie și să fie adaptat. Exact. Avem mai multe elemente în storytelling. Avem clientul căruia, da, vrem să-i vindem, avem produsul, da, dar ne avem și pe noi, agentul. Exact. Eu, agentul de vânzări. Adică eu nu mă pot extrage din poveste. Eu trebuie să fiu parte a poveștii. Așa este. Și atunci, dacă eu sunt partea poveștii, mă gândesc așa. Cât de mult influențează dacă eu încerc să-l surprind pe client? De la felul cum? Pentru că, vezi, oamenii sunt obișnuiți să gândească în clișee.
mă aștept că vorbesc cu cineva la telefon și știu că este o fată, să spunem, o tânără. Mă gândesc după voce că poate e înaltă, e brunetă, are ochii verzi, nu știu. Încerc să-mi fac o imagine despre ea, da? Mă gândesc că o să vină îmbrăcată într-un anumit fel și de fapt pe ușă intră cu totul altă persoană. Eu, agentul de vânzări, pot să-mi imaginez ce își poate imagina clientul despre mine? Și atunci, prin felul meu de a mă prezenta, sau cum ne spunea nouă la teatru, după cum deschizi ușa, să-ți surprinzi clientul? Da. Și iarăși ai atins un punct sensibil la care chiar mă gândeam, și anume așteptările. Un client și un om de vânzare foarte bine pregătit este conștient de acest aspect. Un client își creează așteptări. Deci își face propriul lui scenariu, cam ce ar vrea, cam cum ar trebui să fie, cum ar trebui să îi se vorbească, inclusiv cum este amenajat locul, biroul în care nu a fost niciodată. Asta suntem obișnuiți să facem. Da. Da, să ne facem propriul nostru scenariu, fără a ști însă, fără a avea elementele de bază pentru a construi un scenariu realist. Deci acel scenariu pe care noi îl creionăm prin așteptări nu are o bază reală. De cele mai multe ori ajungem la fața locului și apare ce anume decepție. Agentul de vânzări nu este exact cum mi-am imaginat, are o voce pițigăiată, scaunul pe care m-a invitat să mă așez e prea înalt, prea jos, inconfortabil, nu m-a oferit un pahar de apă, etc., etc., etc. Deci din start intru într-o zonă de disconfort. Cine? Clientul. Avem nevoie să-l scoatem din acea zonă de disconfort, avem nevoie de a-l face să se armonizeze, să intre în starea locului, a biroului, a locului unde se află, pentru a se deschide și a fi receptiv la informațiile care noi îi le vom da pentru produsul, serviciul respectiv. Dacă nu reușim să îl scoatem din zona de disconfort, să-i mutăm scenariul, să-l ducă în planul secund, să uite de venise el în minte și să intre în povestea ta și să intre, va pleca cu o senzație de nemulțumire, deși s-ar putea ca ceea ce omul de vânzări i-a oferit să fie ce avea el nevoie. Dar pentru faptul că el a fost dezamăgit, da, pentru faptul că nu am reușit să-l scoatem din scenariul lui, care, încă o dată repet, scenariul pe care și l-a creat dinainte nu avea baze reale, pentru că nu avea elementele. Corect, așa este. De bază, prin care și-a construit scenariul, nu l-avea. Și le imagina doar. Și atunci scenariul e total diferit de ce trăiește în realitate. Normal că apare dezamăgirea. Și în momentul în care apare dezamăgirea, automat noi trebuie să găsim un vinovat. Cine e vinovatul? Persoana din fața noastră. Da, întotdeauna de vină este altcineva. Da? Nu eu. Și atunci, ce face storytelling-ul? Storytelling-ul pe ce se bazează? Se bazează pe o poveste, pe comunicare, pe improvizație, empatie, deci se creează o legătură empatică între client și omul de vânzare. Spectacol. Și ieșim din scenariul așteptărilor și ușor, ușor începe să se deschidă clientul în fața noastră, începe să fie receptiv la ceea ce noi îi transmitem. Mai departe, următorul pas, încrederea. Pentru că povestea pe care tu o livrezi, uh-huh, trebuie să... Sigur că trebuie să fie împachetată frumos, e normal, dar ea trebuie să plece de la un adevăr. Da. Un client care este pentru prima oară clientul unei companii,
va cumpăra, da, ok, pentru că știe că produsul serviciu este de calitate, pentru că i-a fost recomandat, dar merge cumva blank. Da? E pentru prima oară. Da. Și atunci, cum cumpără? Pe încredere. Da? Încrederea este cea care nu trebuie demolată. Încrederea, în primul rând, că la o primă întâlnire nici măcar nu, ea se construiește. E aproape că nu este. Da? Ea se construiește. Pentru că informațiile pe care le are un client care nu a testat produsul serviciu prin compania respectivă sunt cumva colaterale. Da. Este vorba de o credibilitate dobândită altfel, nu din experiența directă, experiența proprie. Și atunci intervine partea de încredere până la a testa produsul sau serviciu respectiv, pentru că după aceea, dacă clientul l-a testat, este mulțumit, deja lucrurile sunt altfel, sunt mult mai ușor. Dar gândește-te că acel client cumpără cumva blank, da? Și are o bază. Care este baza? Încrederea. Încrederea care i-o transmită produsul-serviciu, dar produsul-serviciul este impersonal. Deci nu produsul-serviciu transmite încrederea. Prin agent. Exact. De acolo vine totul. Exact. Așadar, clientul, produsul, agentul de vânzări. Da. Sunt cele trei componente din storytelling. Ce mai avem mai departe? Sau cei trei sunt piloni în storytelling? Mai avem un alt personaj în storytelling? Mai avem, nu un alt personaj, dar mai avem felul în care sau este tipul de persoană, tipologia agentului de vânzări. Da? Aha. Practic, agentul de vânzări trebuie să-și creeze el un personaj. E, aici este o problemă. Îți spun de ce. Se folosește foarte des acest termen. A, e un personaj. Da, dar ca să fii un personaj, pentru că poți să fii un personaj credibil sau poți să fii un fake. Corect. Iar oamenii pot, cel puțin cei care au experiență, fac imediat diferența între personajul real, adevăr, autentic, autentic, da, și fake. Corect. Cum lucrăm aici? E, foarte, foarte bine ai ridicat această idee, să zicem am așa. Am făcut teatru, ți-am zis. Și iarăși mă duc în urmă cu niște ani la Telesales. Acolo, printre altele, am învățat să zâmbesc în orice situație. Da, pentru că zâmbetul de la distanță se simțea. Chiar dacă primeam un refuz, omul rămânea surprins când eu îi spuneam la revedere cu zâmbetul pe buze. Și știți ce? O dată, de două, a patra, a cincea oară, nu mă mai refuzam. Cum am învățat să zâmbesc? Nu a fost ușor. Este o educare, da? Observându-te pe tine. Pentru că dacă zâmbești ca un robot, se simte că este ceva impersonal, jucat. Deci nu putem păcăli clientul, nu putem păcăli omul, pentru că clientul este om. Da? Așa cum și noi simțim. Sigur. Când cineva vrea să ne joace. Sigur. La fel ar trebui să ne gândim că și clientul ne va simți pe noi. Și atunci zâmbetul și urarea care o transmitam clientului, știți de unde porna? Știți de unde porna? Din tine. Suflet. Din suflet. Da. Produs, client, agent de vânzare, încredere, construit... Personaj real. Personaj real. Da. Sunt cinci elemente, iată, pe care le avem în acest moment într-un storytelling de succes. Știi de ce accentuez foarte mult pe aceste componente? Pentru că n-aș vrea ca cei care ne privesc acum să înțeleagă că storytelling-ul este, ți-am spus, o simplă întâlnire. Bună seara, sunt Antoaneta, îmi place foarte mult vara, ador căldura, am un produs să vă vând. Vreți să stați puțin de vorbă cu mine? Răspunsul o să fie nu.
Povestea nu este să-ți pui povestea vieții tale, că pe nimeni nu interesează povestea vieții tale. Da, așa este, ba din contră, clientul va vrea să-și spună povestea lui, va vrea să fie ascultat, să fie auzit, să fie, poate a intrat în local, în birou, în cadrul întâlnirii, unde are loc întâlnirea, și tocmai l-a enervat un alt telefon. Primul lucru pe care va simți să-l facă este să scape de starea aia de nervozitate și atunci simte nevoia de comunicare. Dar nu o va face imediat. Tocmai de aceea acest rol important îl are povestea. Da? Pentru că dacă îl faci să se deschidă pe om în fața ta, îți spune și știi, stai puțin, că nu, eu nu eram supărat pe tine, n-ai nicio legătură, m-ai enervat un nenorocit care m-a supărat mai înainte și m-a făcut și mai drăși așa. Mai mult decât atât, va fi dispus, mai spune o dată ce zicei, că parcă m-ar interesa totuși. Da, începe să fie dispus să te asculte. Și trebuie să mai înțeleagă oamenii că storytelling-ul trebuie să rămână în zona profesională. Tu, da, când intri pe ușă sau când ai ceva de vândut, da, tu trebuie să rămâi în parametrii zonei tale de competență. Nu faci teatru, nu improvizezi, în sensul în care te apuci să reciți o lecție pe care ai învățat-o tu, un speech pe care l-ai învățat tu, că știi că dacă l-ai învățat intri pe ușă, spui cu tare și cu tare. Nu. Tu rămâi profesionistul, agentul de vânzări, doar că la acest portret robot tu vii și adaugi latura caldă umană. Așa este și mai este încă un aspect. Te rog, că tu ești specialista. Poți să intri un pic și în povestea clientului. Dacă ești foarte bine pregătit, dacă ai o cultură generală vastă, și dacă faci un pic de cercetare înainte de și ajungem la pregătire, cu cine stau de vorbă, chiar și exact o simplă place, pe unde a imaginii, fost, să știi unde, cum arată omul respectiv. Exact. Și atunci intri un pic în povestea lui. Și ce faci? Deschizi colateral o discuție despre ce ai aflat sau intuiești că îi face plăcere. Sau mai poți intra pe profilul de Facebook. Îl cauți. Pornind de aici. Că da? După postere îți poți da seama exact foarte bine. Sau cât de și cât... atingi un subiect care îi place. Folosești niște cuvinte cheie. Dintr-o dată îl vezi că zâmbește, se sigur destinde. Începe să se simtă din ce în ce mai în largul lui. Clientul în momentul ăla va gândi, ia uite, e unul de-al meu, am ce discuta cu el. Poți, ba mai mult decât atât, dacă tu emiți o părere pertinentă legată de subiectul care îl pasionează pe client, încrederea din două, trei cuvinte. Tu trebuie să-i creezi contextul în care el să se regăsească, exact, tu să faci parte, să te integrezi și tu în acest context, pentru că finalul este win-win. Exact. Fiecare are ceva de câștigat din această poveste. Tu ți-ai vândut produsul, el a cumpărat ceva de calitate. Repet, în acest storytelling contează foarte mult sinceritatea, onestitatea, da? Autenticitatea. Nu vreau să înțeleagă cineva din cei care ne privesc acum că storytelling-ul e un pic de, cum să-ți spun, hai să jucăm ceva ca să păcălim. Să păcălim. Am vrut să mă ferez de cuvântul ăsta, dar n-am găsit altă rimă. N-am găsit alt termen. Nu păcălim. Noi rămânem niște profesioniști în arta vânzării. Exact. Ideea este că piața este foarte dinamică. Lucrurile se schimbă cu o viteză de care noi nici măcar nu ne dăm seama. Și dacă acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani mergea vânzarea clasică în care te prezentai în fața unui client într-o ținută business, pentru că aceea ținuta transmitea de la sine încrederea, da? Și clientul cumpăra pentru că
căuta ideea de calitate. Și dacă tu aveai o ținută business, conferai acea calitate? O asocia. O asocia, da. O asocia. Făceai parte din firmul acela. Exact, exact. Nu mai conta că cel care îi vinde produsul, serviciu, este un om de caracter sau nu. Da? Da. Și de aici apăreau surprizele post-vânzare. Dacă clientul nu era mulțumit de ce i s-a dat. Dar așa se întâmpla înainte. Acum oamenii au nevoie de căldură. Au nevoie să fie tratați de la om la om. Au nevoie de emoție. Au nevoie de partea personală. Și cred că mai este ceva, Adriana. În acest sat global în care trăim, comunitățile comunică între ele mult mai rapid și, cum se spune la noi în popor, se duce vorba repede. Adică poți să păcălești odată, dar a doua oară sigur nu mai poți. Exact. Pentru că acum și mijloacele tehnice, digitalizarea, te ajută fie să te promoveze ca pe un om autentic de valoare, fie să se spună despre tine Petra Soțeapă. E adevărat, e adevărat, și una și cealaltă. Eu oricum promovez și am mers în toate acțiunile mele de vânzare, am mers pe ideea de adevăr și promovez aceeași idee de adevăr, de sinceritate și în cadrul cursurilor pe care le țin. De ce? Pentru că minciuna are picioare scurte. Mai devreme sau mai târziu, clientul va afla. Și va fi nemulțumit, va veni să facă reclamație, mai mult va transmite și altora. Plus, tu în interiorul tău te simți bine, doar aparent te simți bine. În realitate, vei rămâne într-o stare de disconfort. Sau e invers. Ai câștigat o bătălie, dar ai pierdut un război. Exact. Iar ideea este nu câte bătălii câștigi, ci războiul. Războiul pe care l-ai de, exact, de câștigat. Exact. Un client mulțumit, un client mulțumit, chiar dacă va începe cu un pas mai mic, acel pas mai mic îi va face mai mare, mai mare, deci va reveni la tine pentru a cumpăra și a-și lărgi aria de produse, servicii, va recomanda mai departe și tot așa. Storytelling-ul este o, este o poveste, ca să spun așa, cu foarte multe nuanțe. Cu foarte multe subtilități. Cred că agenții de vânzări care intră în storytelling trebuie să aibă foarte mare grijă cum folosesc acest mijloc care este de comunicare. Fiind extraordinar, fiind minunat, dar trebuie să fii foarte conștient de cum îți construiești acest storytelling. Așa este. În general, oamenii, pentru că ne întoarcem la comunicare, oamenii de bază au nevoie de a comunica, dar tot oamenii, de fapt, nu știu să comunice. Doar au senzația că știu să comunice. Știți ce se întâmplă? Observând ce este în jurul nostru. De cele mai multe ori vorbim când ar trebui să tăcem. Da. Tăcem când ar trebui să vorbim, iar când vorbim, nu spunem ceea ce este bine să spunem, ci ceea ce credem noi că vrem să transmitem. E o mare diferență. Trebuie să fim conștienți că fiecare om este diferit, gândește diferit. Dacă de la mine a plecat o informație și eu nu observ cum a fost recepționată, nu este obligatoriu ca informația care mie mi se pare că e foarte clară să fie clară pentru toată lumea. Exact. Și mai este și cealaltă poveste cu spirala tăcerii, în care vrem să avem sentimentul că aparținem unei anumite comunități, din care, chiar dacă noi simțim altceva, o poveste interesantă și cu spirala tăcerii. Adriana, îți mulțumesc foarte mult pentru această ediție. Să știi că 50 de minute au trecut. Au trecut? Au trecut deja. Îți mulțumesc pentru storytelling. Și îți propun să dezvoltăm, pentru că aș vrea să discutăm punctual despre cum construim un brand prin storytelling. Este următoarea invitație pe care ți-o adresez și știu că este o temă la care foarte multă lume reacționează. Așa încât ești invitată pentru o următoare ediție.
Mulțumesc tare mult și eu și revin cu drag. Mulțumesc. Aceasta a fost ediția din această seară. Nu uitați, storytelling-ul este ca și teatrul. Se bazează pe adevăr. Teatrul fără adevăr nu există. Sunt Antoaneta Banu, vă doresc un weekend minunat. Ne vedem pe 25 august la o nouă ediție Business Woman. Până atunci, rămâneți cu programele Canal 33. O lună august superbă vă doresc!